Bărbatul de 47 de ani se afla la volanul unei camionete. La un moment dat a ieșit cu vehiculul de pe carosabil și, fără să frâneze, a intrat în zid. Au venit ambulanțele, pompierii și descarcerarea. Bărbatul a fost găsit în stop cardiorespirator. Șoferul era inconștient, iar cel de-al doilea pasager prezenta multiple traumatisme. Am ajutat la extragerea victimei și au fost predate echipaje de prim ajutor medical. Femeia a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă și dusă la spitalul din Pitești în stare gravă. Un bărbat de 47 de ani din Podcoava, județul Olt, care conducea o auto-utilitară pe DN73, în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil. Din cauza acestui accident, traficul s-a desfășurat cu dificultate pe drumul dintre Brașov și Pitești și a fost întrerupt pe perioada cercetărilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.